Deputații Cosmin Popescu și Severus Militaru s-au întâlnit astăzi cu secretarul general al PDL, Vasile Blaga. Cei doi și-au exprimat mai multe nemulțumiri, printre care și cea referitoare la modul cum președintele interimar al PDL Gorj, Ion Rușeț, organizează ședințele CODA la Gorj. Deputații au făcut trimitere la ședința din decembrie, când Rușeț a profitat de absența lor de la ședință pentru a supune la vot refacerea alegerilor. Militaru și Popescu erau în acea zi la Parlament și nu au putut participa la ședința de partid, astfel că nu și-au putut exprima un punct de vedere. Astăzi, împreună cu colegul meu, cu domnul Cosmin Popescu, am avut discuția cu secretarul general al partidului, cu domnul Vasile Blaga, cel care răspunde de organizația de la Gorj, și a rămas că va trebui să finalizăm această discuție în prezența domnului Rușeț și, ca urmare a acestui lucru, ne vom întâlni marți dimineață toți trei parlamentarii cu domnul Blaga pentru a finaliza discuția. Severus Militaru spune că reluarea alegerilor nu se va face fără acordul lui și al deputatului Cosmin Popescu.